La Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Suceava s-au agitat spiritele întrucât există suspiciunea că încă un elev s-ar fi îmbolnăvit de tuberculoză. Acesta ar fi fost al patrulea caz înregistrat la unitate de învățământ în ultimele 3 luni. Însă reprezentanții Inspectoratului Județean Școlar afirmă că acest ultim caz nu se confirmă că ar fi de tuberculoză. Situația este însă cu totul alta. Potrivit prefectului de Suceava, cazul de tuberculoză este confirmat. Potrivit informării unității școlare, al patrulea caz declarat de Direcția de Sănătate Publică nu este de TBC, este de pleurezie. Copilul nu este internat în spital și nu este diagnosticat cu tuberculoză. Direcția de Sănătate Publică informează că ultimul elev diagnosticat cu TBC se afla sub tratament la Spitalul Județean. Pentru 134 dintre elevii care au intrat în contact cu cei 4 pacienți s-a luat măsura instituirii tratamentului chimioprofilactic antituberculos. Conducerea instituției sanitare subliniază că numai 42 din cei 90 de angajați ai colegiului trebuiau să efectueze examenul radiologic pulmonar, însă nu s-au prezentat la dispensarul TBC din Suceava. După o serie de cazuri de tuberculoză depistate în rândul elevilor atât în Vaslui cât și în Năvodari, iată că și la Suceava s-au înregistrat astfel de situații. Reprezentantul Guvernului în teritoriu, Florin Sinescu, declară. Da, din discuțiile pe care le-am avut în cursul zilei de ieri și azi dimineață cu cei de la Direcția de Sănătate Publică, cel de-al patrulea caz este confirmat și sigur în continuare monitorizăm tot ce înseamnă aceste măsuri de prevenție astfel încât aceste cazuri să nu mai apară și vorbim de faptul că peste 90 de elevi și profesori au fost supuși examenului radiologic. În continuare, conform programării, acest examen se desfășoară. Totodată discutăm de toate măsurile de dezinfecție care au fost luate la nivelul unității școlare, astfel încât aceste evenimente să nu mai apară în perioada următoare. Cei 4 sunt sub supraveghere medicală și, sigur, monitorizăm în continuare orice problemă care apare pe zona manifestării tuberculozei la Colegiul Alimentar din Suceava. România se află printre cele 18 țări europene care împreună adună un procent de 86% din totalul cazurilor de tuberculoză. Tuberculoza este o boală foarte gravă. Statisticile mondiale arată că o persoană se îmbolnăvește de TBC la fiecare 4 secunde, iar la alte 10 secunde câte un bolnav moare. Și asta pentru că boala este contagioasă, astfel încât o singură persoană care suferă de TBC poate infecta într-un an alte 10-15 persoane. Oricine se poate îmbolnăvi de tuberculoză dacă ia contact cu o persoană care o are și inhalează picăturile eliminate prin tuse sau strănut.